Chirurgii au realizat primul transplant de succes al unei inimi de porc în corp uman. Pentru compatibilitate, organul a fost modificat genetic. Bennett era considerat ineligibil pentru un transplant de inimă convențional. A fost spitalizat 6 săptămâni cu o aritmie care îi punea viața în pericol și a fost conectat la un aparat inimă-plămân. Profesorii de chirurgie de la Universitatea de Medicină au petrecut 5 ani pentru a perfecționa tehnicile de transplant a inimilor de porc la destinatori non-umani. Bennett va continua să fie monitorizat săptămânile viitoare, însă la 3 zile de la operație se simte bine. Fie mor, fie fac transplantul ăsta, vreau să trăiesc, a spus el înainte de operație, conform spitalului. Țesuturile de porc și vacă au fost folosite cu succes pentru înlocuirea valvelor, potrivit Harvard. Aceste valve rezistă aproximativ 15 ani și nu este nevoie de administrarea de medicamente anticoagulante, spre deosebire de cazul valvelor mecanice, care pot rezista mult mai mult timp.